Ioan Cindrea nu se sperie de redeschiderea acțiunii penale împotriva sa, spune că dosarul a primit neînceperea urmăririi penale în urma unei hotărâri definitive și irevocabile. Însă Daniel Morar a anulat în mod nejustificat decizia instanței judecătorești. Este un dosar care, știți bine, că a fost o cercetare penală din luna iulie anul trecut, s-a dat neurmărire penală de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație. În ianuarie a fost infirmată această soluție de nou procuror general Daniel Morar, nu numai pentru mine, pentru toți parlamentarii, și bineînțeles că m-am prezentat, vom face demersurile necesare, sunt convins că instanța va spune ceea ce a spus și Curtea de Apel Alba Iulia, unde am câștigat.